Antena 1 Constanța dăruiește sărbători fericite. Poate puțin sunt cei care cred, dar să fii mamă este uneori cel mai greu lucru din lume. Să decizi care dintre copiii tăi primește azi pachet și care mâine, să speli la mână după 7 persoane, să faci temele cu cei mici și să ai grijă ca toți să fie impecabili când merg la școală. Să fii totodată mândră de cei doi fii care sunt campioni la box și pleacă în turneu și mai ales să iubești egal toți copiii, chiar dacă unora nu le ești mamă naturală. Florentina Veronica Marcu știe însă prea bine ce înseamnă toate acestea, însă din glasul ei nu se simte poate niciunul dintre sacrificiile pe care le face pentru aceștia. Soțul meu acum momentan nu este acasă, este plecat să caute de lucru, că lucrează cu ziua. El este Ștefan, elev în clasa 8-a, Ștefania și Gabriel, elevi în clasa 3-a și 1-a. Mai am fetița cea mare, Ioana, în clasa 12-a, momentan este la liceu, iar celălalt băiețel care e clasa 7-a este plecat la campionatul național de cadeți. Face box de performanță, la fel ca și cel mare. Mulți știu că nu este ușor să crești un copil, mai ales 5. Florentina însă îi crește și îi iubește în egală măsură pe toți. Lucrurile s-au îngreunat după ce soțul Florentinei a fost dat afară de la locul de muncă pe care cu greul obținuse. Până acum 2 luni, soțul meu a avut un servici. Ne-am descurcat, chiar dacă s-a avea destul de mic, era 600 de lei. Dar acum de 2 luni de zile, singurul nostru venit este de 210 lei alocația copiilor și ce mai câștigă el cu ziua pe aici pe acolo sau eu, la o curățenie sau... Așa că nici banii de pachet nu ajung în fiecare zi pentru toți copiii. Unii primesc azi, unii primesc mâine, dar din puținul pe care îl mai are familia, sunt plătite și utilitățile pentru acoperișul pe care îl au deasupra capului. În alocație facem mai multă economie, mai plecăm dimineața, merg la școală cu copiii, mai vin tocmai seara, fac temele pe la fratele soțului, pe unde mai pot și venim mai mult seara la culcare aici. Ca să nu consum acum deocamdată că este greu, trebuie spățite și... Când sunt facturi de achitat, este greu să mai găsești și ceva să pui pe masă pentru copii. Este greu, de fapt, să îngrijești de o familie cu 5 copii și 2 adulți. Orice este binevenit. Deci absolut orice este binevenit. Nu știu, și îmbrăcăminte, și hrană, și alimente, absolut orice. Că... Și o mașină de spălat automat ar fi foarte binevenită, chiar dacă n-ar fi nouă, ar fi la mâna a doua, sau chiar ar fi pentru că este greu spăl după 7 persoane și se adună mereu și... Și chiar dacă sunt micuți, copiii înțeleg că situația este grea, de aceea au prea puține de cerută de la Moș Crăciun. Mai puțin, mai mult, cum avem, cum ne străduim să avem pentru toți. Să mă ducă orice, dar ce are acolo. Îți cresc și n-aștept să vii și să-i aducă la frățelul meu ce-și dorește, să-i aducă dulciuri și răbosel. Și mie o păpușică. Și ca să-i dovedească moșului că merită să-i viziteze și pe ei, copiii sunt cuminți și își fac temele cât pot de bine. Firește, tot mama este cea care îi ajută. 3 plus 4 e scris? Hai, fă pe direct. Cât face 4 plus 2? Pune. 4. Și cu 2 cât fac? 6. Povestea nevăzută și neauzită. Era un împărat care... 3 feșori. Într-o zi feșorii împăratului se șer să meargă la vânat. Antena 1 Constanța dăruiește sărbători fericite!